Deși fumatul nu este sănătos, mai ales pentru un fotbalist profesionist, se pare că unii jucători celebri au acest viciu. Pe lângă ea din România care rup băutura și țigările în afara terenului. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip informativ de pe canal. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, lăsați un like și un comentariu cu subiectul următor pe care vreți să-l abordăm. Acestea fiind spuse, hai să vă prezint jucătorii care au fost surprinși de camerele de filmat cu țigara în gură. Primul jucător de pe listă este Wesley Sneijder. Acesta a fost surprins de mai multe ori fumând, dar acest viciu nu l-a oprit să devină unul dintre cei mai memorabili jucători olandezi din istorie. Pe lângă faptul că și-a ajutat echipa națională de nenumărate ori să ajungă în fazele superioare ale competițiilor internaționale, acesta a reușit să câștige alături de Inter Milano UEFA Champions League în anul 2010, fiind de la un pas să câștige și balonul de aur. Chiar merita, dacă FIFA nu ar fi coruptă. Trecem la alt jucător care apare pe această listă și acela este Wayne Rooney. Pe vremea când acesta era mai tânăr, a fost surprins probabil la o petrecere trăgând dintr-o țigară. Despre Rooney se știe că este un jucător foarte muncitor, acesta fiind printre jucătorii care aleargă cel mai mult din echipă. Deci acest lucru nu l-a împiedicat în cariera sa fotbalistică. Probabil acesta fumează doar la ocazii speciale. Următorul jucător este Szczesny, primul nume nu are rost să-l pronunț, că oricum îl greșesc. Jucătorul polonez pe vremea când era la Arsenal a fost prins la dușuri după o înfrângere împotriva celor de la Southampton aprinzându-și țigara. Superiorii clubului au aflat despre acest incident și l-au amendat cu 20.000 de lire sterline. Al patrulea jucător este Mario Balotelli. Italianul care făcea furor la campionatul european din 2012 a fost surprins de nenumărate ori fumând, atât la Manchester City, AC Milan, cât și la celelalte echipe la care acesta a fost. Antrenorul celor de la City pe vremea aceea spunea că acest lucru nu are importanță atâta timp cât Mario își face treaba pe teren. Alt jucător este Nainggolan. Despre acesta se știe că este un fumător înrăit. Acest lucru pentru el a avut câteva dezavantaje. În 2018, antrenorul Belgiei nu l-a selecționat pentru Cupa Mondială din Rusia, fumatul fiind una dintre cauze pe lângă multe alte lucruri pe care le făcea în afara terenului. Berbatov este următorul jucător despre care vom vorbi. Fostul jucător al celor de la United spunea când a fost întrebat de jurnaliști că el nu fumează, ci doar se preface în poze pentru a arăta mult mai șmecher. Fie că este adevărat, fie că nu, acest lucru nu l-a împiedicat să joace bine la fiecare echipă la care a fost. Trecem din nou la alt jucător englez și acela este Jack Wilshere. Acesta a fost surprins de mai multe ori la diferite petreceri, fumând. Când a fost întrebat de jurnaliști despre acest incident, acesta a spus că va accepta consecințele. De asemenea, a spus că nu este bine ce face și că se va schimba deoarece este un exemplu prost pentru copiii acestuia. Ultimul jucător care va apărea în acest videoclip este tot un jucător englez și anume Ashley Cole. Acesta se pare că fumează destul de mult, mai ales în vacanțe. Pe vremea când Mourinho era antrenor la Chelsea, Cole își pierduse locul de titular deoarece antrenorul era împotriva acestui viciu. Cam aici se termină clipul, sper că v-a plăcut, dacă mai vreți să abordăm subiecte de genul lăsați un like și un comentariu. Eu am fost Gianni, v-am pupat!